Îndrăznești să te confrunți cu mine? Cavalerii răzbunării nu pot avea decât un singur conducător. Și acesta va fi Frost. Uită-te la tine, Raitor. Ești abia jumătate din omul care erai odată. Ceea ce m-ar face totuși un soldat de două ori mai mare decât vei fi tu vreodată. A, tu te-ai bizuit mereu pe forța fizică. Dacă ai începe să-ți folosești acum forța intelectuală, te-ai răni singur. Notă mare, Raiton. Dar dacă ai fi conducătorul lor, în ce direcție i-ai duce? Răzbunare! Îi lovim pe cei care au făcut un jurământ de credință prințului Phobos și totuși l-au trădat pe stăpânul nostru. Ei bine, ce mai așteptați? De la trădare. Ți-am spus cât de mult urăsc primăvara. Cornelia, el nu este decât un tip. Nu lăsa să strece o zi formidabilă. Vorbești, dar cuvintele nu au nicio semnificație. Admite, știm cu toții că ești nefericită, deoarece Caleb a decis să rămână în Meridian. El? Oh, nu mă mai interesează. De azi înainte sunt interesată numai de băieți. Atenție! Salut, soră. Salut, Peter. Frumos reflex. Frumoși mușchi. Ce zice de un joc unul contra celuilalt? Sau toate patru puteți lua parte la jocul nostru. Băieții nu vor avea nicio obiecție. Poate data viitoare. Bine, ne vedem mai târziu. Să n-aud un cuvânt. Niciunul. Clar? Hei, Cornelia, mama ta a spus că ar fi super dacă te-aș aștepta. Ce-i cu pisicuța? Este un cadou. M-am gândit că te-ar putea înveseli. Pentru ultima oară? Nu am nevoie. Cornelia, ai văzut puiul de pisică? Mama a spus că am putea să-l ținem noi. Vrei să-i dai un nume? Poți să-i dau eu? Poți să-i dai nume. Poți să-l ții tu. Oh, wow, adevărat? Dacă îl ții departe de mine. Ca acum, de exemplu. Mama, uite ce mi-a dat Cornelia. Ai dreptate, Will. Am scăpat de două lucruri plictisitoare și chiar m-am înveselit. Poate că ar trebui să scap de voi toate. Da, am înțeles, domnișoara amabilitate are nevoie de spațiu. Deci, cine a cerut portalul incredibil de impresionant? Pentru că sunt sfâșiată între dragostea pentru noua formă răsucită violet intens și oarecare teamă de ea? Will, asta e camera mea, iar mama e în bucătărie. Nu eu, nu pot să explic acest lucru, dar cred că suntem convocați. Ghiciți ce urmează! Gardiene, uniți-vă! Inimă! Apă! Foc! Pământ! Am ales un nume. El este Napoleon? Bine, sunt impresionată în mod oficial. Dar ce este cu această culoare este violet? Este voalul. Sunt aici în persoană. Unicu!
Tu ne-ai adus aici? Nu este vraja mea, dar îmi vedeam de treburile mele la dragon, dar când Candracar cheamă... Stai! Candracar există? Am crezut că este doar un nume magic de produs. Se pare că nu au fost singurele invitate la petrecere. Regina din Meridian și garda ei de onoare au sosit. E în ordine, Mage. Pentru prietenii mei sunt întotdeauna pur și simplu Elion. Lumea viitoare ideală înseamnă lucruri viitoare ideale. Salut, Cornelia. În numele Consiliului, vă urez bun venit în Candracar. Eu sunt Altor la dispoziția voastră, iar colega mea, venerabile... Halinor, ai îmbătrânit frumos! Iar tu ești plină de viață, ca întotdeauna. Haideți! Fortăreața de la inima infinitului așteaptă! Bine lucrat, Tinar! Echipa ta de lucru este cu o săptămână înainte față de grafic. Când l-am servit pe Phobos în urmărirea rebelilor, am condus atacul care a culcat la pământ acest sat. Minim ce pot să fac este să ajut la... Jos! Amintiți-vă ziua în care strămurați prima dată în fața cavalerilor răzbunării Tracker, Frost, Miranda, înainte! Îngroapă-l, Sandpit! Tinar a recrutat nenumărați gardieni loiali pentru a-l trăda pe prințul nostru rebelilor. Din această cauză, răzbunarea trebuie să se reverse asupra lui! Tinar! Fortăreața corespunde așteptărilor tale, tânără gardiană? Da, chiar foarte mult! Așteaptă să vezi Aura Meres. Aura cum? Aura Meres! Aceasta este Luba, cea care ține globurile Aura Mere, izvorul tuturor puterilor gardiene. Aura Meres transmite puterea supranaturală a lui Candrahar, traversând diferitele niveluri ale existenței. Ei, mă întreb care dintre voi aveți numele pe aceasta? Exact, cea care este cea mai rece. Blanc nu strigă globul strălucitor, doar evaluează. Pe aici, oracolul așteaptă în curtea Consiliului. Oracolul? El este conducătorul nostru și o ființă de o adevărată înțelepciune. Oracol, suntem onorate. Dragul meu, oracol. Acela este Tibor, cel drăguț este oracolul. Așa este. Rămân umilul tău servitor. Și într-un fel mai afectuos decât îmi aduc aminte. Dar și eu am aceleași sentimente. Am așteptat cu toții îndelung această zi. Nu e așa că este emoționant? Ce este emoționant? Adică, scuzați-mă, dar când ne va spune cineva ce se petrece aici? Acum, Tibor, dacă doriți. Din vremuri imemoriale, îndatorirea Consiliului a fost să apere infinitele niveluri ale existenței. Dar acum 13 ani, prințul Phobos a venit la putere. Amenințarea lui era atât de gravă încât am fost forțat să izolăm Meridian de alte lumi pentru a împiedica extinderea forței răului. Și astfel a fost ridicat voalul. Dar acum Phobos a fost învins și o nouă zi este pe cale să înceapă. Wow! Super! S-a decis! Voalul a fost dat jos, fie ca niciodată să nu mai avem nevoie de el. Ce rost au gardienele voalului dacă nu mai există niciun voal de păzit?
Amândouă veți fi completări de valoare ale Consiliului. Foarte tratată, oracolule, dar și foarte retrasă din activitate. Accept această onoare, dar în Meridia am de asemenea datoria de a-l ține pe Phobos în cușca sa. Favorita lui Miranda a evadat deja. Miranda a evadat? De ce aud abia acum acest lucru? Nu mai contează, trebuie să plec, trebuie să o prind. Simt disarmonie în Meridian și puterea ta nelimitată, tânăra mea regină, reprezintă un pericol egal. Trebuie să medităm mult asupra acestei probleme înainte ca tu să te întorci înapoi în regatul tău. Înălțimea ta, eu voi captura pe Miranda, indiferent în ce mod. Modul în care vei acționa este echipa. Cine, noi? Dar am crezut... Voi sunteți acum gardienele nivelurilor de existență infinite. Asta înseamnă o majorare de salariu? Doar o mică problemă. Când voalul a dispărut, nu au dispărut cu el și toate portalurile? Când voalul a încetat să mai existe, s-au deschis vechile căi de traversare a nivelurilor de existență. Will, ceea ce fac eu cu inelul, Mage, tu vei învăța să faci cu inima. Ceea ce fac ei cu talismane, tu poți realiza cu puterile tale din naștere. Deci, fără noi bijuterii? Acesta, copile, este ocută în spațiu. Următoarea oprire, Meridian! Caleb, gardienilor! Și atunci, cavalerii au dispărut și l-au luat pe Tinar. Pentru că a intrat în rebeliune, toți nepricepuții. Dacă vor să răzbune ceea ce au pierdut, trebuie să știm cine este ținta lor următoare. Cred că eu sunt. Vatek? L-am trădat pe Phobos și din cauza mea Rairhor a fost aruncat în abis. Cavalerii mă vor căuta și nimeni altcineva nu va mai fi rănit de dragul meu. Mă voi confrunta cu ei, singur. Rairhor, ieși afară și lupta! Sunt aici, Vatek. Mai ai cuvinte curajoase? Da, acestea doar. Am prieteni buni. Deci, mi-ai întins o cursă. Ar fi trebuit să mă gândesc la acest lucru. Așa drăguț când ești neajutorat. Pare secătuit, cowboy. Vin după noi. Mulțumesc, capitane Plicticos. Ceva, domnule! Meridianul nu poate trăi fără mine! Grozav, Cornelia! Acum fă-l puțin mai violent, da? Nu te mai! Încearcă! Nu! Nu am vrut să decașez un cutremur! V-ați eliberat? Vatek, nu! Blanc încărcat și pregătit. Blanc nu adulmecă portal. Blanc nu fură plata făcută după ce marfa vândută. Mă tem că nu vrem să vindem, dar poate ți-aș oferi un cadou. Cadou? Ce înseamnă cadou? Mintele lui Tonga, o creatură care ar putea traversa diferite niveluri ale existenței. Nimeni nu dat cadou la Blanc. Blanc nu știe să... Ajută-ți prietenii,
presimt că au nevoie de tine. Blanc, face asta! Blanc, promite! Blanc, ajută prieten mereu! Presimt că au nevoie de tine, acum. Îmi pare rău! Nu știu ce nu funcționează bine legătură cu puterile, nu puterile mele. Tale, ci creierul tău acționa ca în situația aceea care nu făcea parte din joc. Poftim? Ei bine, ai fost cam agitat în a demasca pe un anume individ. A demasca sau a face parada? Știi ce? O să vă arăt ceva. Puterile mele sunt foarte puternice. Orice încerc să fac este... Oh, ca și sinele tău. Destul. Voi doi vă puteți urâi reciproc cât doriți, dar învățați să lucrați împreună. Tinar și Vatec au nevoie de ajutorul nostru. Blanc? Blanc, bine. Primit cadou. Din Teletonga înseamnă că Blanc a adulmecat ultimul portal. Stai o secundă. Îi poți adulmeca pe cavalerii răzbunării? Pot. De ce acest lucru? Răzbunarea sună rău pentru Blanc. Blanc adulmecă. Blanc găsește. Ai făcut bine, Blanc, într-adevăr bine. Pentru că rinocerul miroase urât, urât, urât. Cel puțin Tinar și Vatec sunt încă în viață. Foarte bine, avem elementul surpriză, deci ascultați cu atenție. Ei sunt aici, fii gata. De cea mai bună calitate. Îi poți ține dacă te grăbești. Este o cursă. Miranda, ne închide înăuntru. A început îndată ce noi am intrat în canion. Ah! Te joci literalmente cu focul, Tracker. Cornelia, ce faci? Atacă! Puterile mele m-au trădat! Nu, ele sunt spectaculoase, arată-mi ce pot să facă! E, lasă că-ți arăt eu spectacol! Drăguț. Mersi. Păcat că au evadat cavalerii. Nu-ți face griji, zilele lui Meridian sunt numărate. Meridian! Cu tine totul trebuie să fie despre Meridian, întotdeauna Meridian! Și cu tine totul trebuie să fie despre tine întotdeauna. Ba bine, grozav, o luăm de la capăt.
A, nu, Cornelia spune adio. Bine, aceasta nu este baza dragonului de argint. Cred că acest cristal se joacă cu noi. Wow! Ah, și acum ce facem? Știu că sună prost, dar nu ne-am mai întâlnit înainte? Da! Niciun mister, frate! Aceasta este sora mai mare a Corneliei, Lilia! Salut! Eu sunt Peter. Aș fi putut jura că avea o soră mai mică, Cornelia. Prostule! Trebuie să plec, dar ne mai vedem, Lilian. Sigur. Drăguț, acum se schimbă înapoi. Bine, de ce este așa de vesel? Aproape că ne-a deconspirat, puterile ei sunt imprevizibile. Caleb e încă... Irma, lasă-o în pace. Revăd unele momente foarte interesante în viitor.